bineînțeles, în afara programului de serviciu, niciodată nu-și permite așa ceva. Și stai să vezi față, poate la un moment dat ne cheamă și pe noi băieții la aniversarea unei zi ferite. Și noi ne alegem, cum se face, cumpără o vază, o bomboane, o șampanie, o flori, o chestie, mă rog, ajungem, intrăm. Fetele, aniate, aranjate, toate părul, numai bucle, n-ai văzut așa ceva, eu mă așez lângă Olga și bem. Bem zdravă, după aceea am invitat-o și de două, trei la dans pe un capam, te-am dat, dar și mi-am dat seama că nici eu nu-i sunt indiferent. Și la un moment dat zice... Dă-mi și mie să lasă o țigară. Fa, ia te rog, no problem, cum s-ar zice. Și cum era ca o figuță afară, mi-a scos repede la plovă, ce aveam eu pe mine aia și l-am pus așa după umeri, că iată, te rog, că e tăcâuri din astea. Și zice... Hai, ia-mă-n brațe. Ce? Ia-mă-n brațe, pizda, mă. Păi și-o ia-mă-n brațe. Mă înțelegi? O iau în brațe din spate. Și cum mă țineam așa în brațe din spate, chiar trece mie prin cap. S-o sărut, mă înțelegi, pe ureche, mă înțelegi? Păi și cum mă apropiam eu așa să sărut pe ureche, am zis că avea un parfum așa, cum te explic eu ție, floral, ceva de genul ăsta, băi, prea dulce, înțelegi? Băi, prea dulce, prea dulce! M-a apucat să nu-l bat. Te uiți ca bou în țavă, am umplut-o la scuipat. Păi, ce mă?